Conteze pe toți. Praise the Lord, Pastor Raj, praise the Lord, Pastor Azmat, and praise the Lord, everyone who are watching us. Thank you, sister. Cu ajutorul Domnului suntem aici cu un grup de frați și surori care am hotărât să intrăm în lucrarea lui Dumnezeu pentru a lăuda pe Domnul, pentru că El merită lăudat. Și îl glorificăm pe Domnul pentru conexiile care le face și frații care adaugă plin de dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru a duce vestea bună. So we praise God for the opportunity. God is connecting us with brothers and sisters from around the world that are ready to do something for God's kingdom. So welcome everyone. Bun venit tuturor. Domnul să vă binecuvânteze. Okay. Welcome, Pastor Raj. Praise the Lord, everyone. And God is good all the time. Slăviți să fie Domnul și Domnul este bun totdeauna. Yesterday, today, and forever, Jesus Christ is same for us. Și ieri, astăzi și în veci, Domnul Iisus Hristos este același pentru noi. And welcome to everyone one more time for the Saturday service. Și vă spunem încă o dată bun venit acum la serviciul de închinare, cum s-ar zice, sau părtășie pe internet. And I give glory to God because churches start to growing up slowly. Și mulțumim Domnului că încetul cu încetul biserica crește. And I have a different place of the world, the different corner, every single corner, different countries. We are gathered from one platform today. Și suntem din diferite colțuri sau din diferite părți ale lumii, adunați astăzi într-un singur loc. And we are invited for all of you to come and join us now. Și vă invităm pe toți să veniți, să vă bucurați, să ne bucurăm împreună. And this is service is not belong to Romanian people, but we are invited for everyone. Și nu aparține lucrarea aceasta doar pentru frații români, ci invităm pe toți. Now I read one scripture. Și fratele va spune un verset, va citi un verset. And after that we prayed and we started. Și după aceea vom începe cu o rugăciune cu ajutorul Domnului. Bless the Lord, O my soul. Binecuvântează sufletul meu pe Domnul. And all that is within me, bless His holy name. Și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Bless the Lord, O my soul. Binecuvântează sufletul meu pe Domnul. And forget none of His benefits. Și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Now shall we pray? Și vom începe cu o rugăciune. Heavenly Father, we glorify Your name once again for this week. Da, Tată Ceresc, glorificăm numele Tău, Tată, pentru că ne-ai ajutat și săptămâna aceasta. Credem că avem un pic de probleme cu internetul. Ceva se petrece sau vom continua să ne rugăm ca Dumnezeu să rezolve problemele. Pentru că totdeauna știu că diavolul știe să facă, să aducă piedici. Aceasta este lucrarea lui. Au rămas fără Da, da. Deci da, așteptăm un pic să revină. Deci ne cerem iertare, cum am zis. Deci sunt lucruri care nu le putem controla noi. Internetul nu-l putem controla, dar ceea ce putem face și chiar și Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe. Să așteptăm pe fratele până va reveni și atunci vom continua. Până atunci vă rugăm mai distribuiți și fiecare cuvânt de cântare, fiecare cuvânt în poezie, tot ce se face astăzi să fie pentru gloria numelui Dumnezeu și nu numai atât, pentru întărirea sufletelor noastre și pentru ca să aducă sufletele la mântuire. So, just ask everyone to share the video, the live video to others, because we desire that through all things that we do today to be for God's glory and for the strengthening of the saints and for people to come to Christ, because the salvation of the soul is the most important thing. And this is why we constantly work
Okay, welcome back, Pastor Raj. Okay, go ahead. And Abba, we surrender ourselves in your precious hand. Da, Tată, Abba, ne încredințăm pe noi înșine mâinile tale prețioase. And I rebuke the spirit of darkness that are working against this service. Și mustru orice duh al întunecimii care caută să lucreze, să oprească lucrarea ta, Doamne. And Abba, we give thanks for you. Da, Abba, îți aducem mulțumire. We are singing songs, poems, share the word of God. Through everything we give glory and honor to only you, Jesus. Da, Doamne, da, Tată. Că prin tot ce facem aici, fie cântări, fie poezii, fie cuvântul, Doamne, toate și prin toate vrem să-ți aducem doar ție glorie, Doamne Iisus. We are nothing. Suntem nimica, Doamne. We surrender ourselves in your hand. Ne încredințăm și ne proșternim pe noi înșine mâinile tale. You give us a unity, humbleness. Dăruiește-ne, Doamne, unitate și smerenie. And you give strength and power to sustain and translate for everyone, Lord God. Da, Tată, și dăm și mie putere și tărie, Doamne, să pot să traduc, Doamne. And you allow more people to come and join us. Da, Doamne, și Tu ești acela care poți, Doamne, să adaugi oameni, Doamne, ca toți împreună să lucrăm pentru Tine. In Jesus' mighty name we pray. Și în numele măreț al Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin, amin. Okay. And now what is the next? Okay, so cu ajutorul Domnului vom intra un pic în a lăuda pe Domnul. So next we have starting, you know, one by one, whatever God, the gifts that the Lord offered everyone. Pastor's mom, you sing a song? Yes. Sau pastorul Azmat va cânta o cântare împreună cu sister Ruby. Avem pe fratele, pe pastorul Azmat și soția lui Ruby din Malaysia. Doamne să-i binecuvânteze cu o cântare. Nu o vom înțelege, dar înțelege Duhul Sfânt. We do not understand the song, but the Holy Spirit understands. Aleluia! Yeah. Yes. Praise God. Sister, Psalm 91. Okay, so the song is about Psalm 91. So ca să știm, deci cântarea va fi din Psalmul 91. Sau până fratele cântă, citim Psalmul 91 și știm despre ce este vorba și lăudăm pe Domnul. Thank you.
Aleluia, aleluia, glorie Domnului, slăvit să fie Domnul. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeu meu în care mă încred. 1000 să cadă alături și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Aceasta este Psalmul 91 și un psalm foarte frumos, care nu știți, căutați și citiți. Și an awesome psalm, psalm with promises of God. Those who do not know what he says in this psalm, they open the Bible and read. Okay? Next. Și următorul, cu ajutorul Domnului, vom avea pe sora Viorica cu o cântare, apoi sora Amalia cu o poezie. Amin. Pe fratele Eugen Vlad. Slăviți să fie Domnul. Voi cânta așa. Pacea Domnului Iisus. Peace, peace. Se aude? Da, da. Ok. Eu voi cânta cu negativ pentru că așa. Ok. Domnul să binecuvânteze. May God bless us. Just sing for the Lord. Azi, la Domnul să binecuvânteze. Și te
Când eu sunt peste toate și totul e al meu, când ești în ea mea mână, iar eu sunt Dumnezeu. Eu sunt Iisus Mesia, eu am învidropia, eu am învii și moartea, eu pot să te-o crotesc. Eu te-am ales de lume, eu te-am chemat pe nume și de rămâi în mine, prin mine biruiesc. Hallelujah, praise the Lord. It's an awesome song. Why do you carry the burden? When I, Jesus Christ, died on the cross for you, just give me your burden so you would be set free. Hallelujah. So that was the message of the song. Praise God. Slăvi să fie Domnul. Să dăm poverile noastre, Domnul Iisus Hristos. Amen. So Amalia is going to recite a poem about the Lazarus and the rich man. So we know the Bible verses. So, Domnul să binecuvânteze pe sora Amalia. Eso es, Ian. Se lăvăia bogatul, avea tot ce-și dorea. Le-a obținut pe toate de mult, prin muncă grea. El se mândrea acum cu casa-i uriașă, dar toți putea vedea privirea lui trufașă. Averea lui imensă, doar fală, îi dădea să arate tot ce are lui tare, îi plăcea. Se îmbrăca în straie de o rară eleganță, voia să răspundească un aer de prestanță. Sărmanul Lazar zilnic la poarta lui venea, spera că poate, poate, noroc, el va avea. Spera în îndurarea celui ce sta în vilă, gândea că într-o zi bogatul va dă milă. S-ar fi hrănit săracul doar cu fărâmituri, nu-i trebuia bomboane sau vin sau prăjituri. Ce-a mai rămas pe masă după ospățul mare, putea să lecuiască a lui împometare. Zadarnică speranță, zadarnică așteptare, căci nici de data asta el n-a primit mâncare. Și-a dormit iar în șanțul de pe stradă, sperând că mâine poate bogatul o să-l vadă. Dar mâine va întâlni exact aceea soartă, când va întinde mâna la cea sinistră poartă. Doar câinii s-o hrăni cu ce-a rămas la masă, ei meritau din plin, erau de rasa aleasă. Ne spune Sfânta Carte în Luca, precum știți, că ambii au murit la vremea hărăzită și au primit apoi doar partea cuvenită. Bogatul a fost luat la locul infernal, unde domnește noaptea, unde a ajuns Naval, acolo unde bezna se taie cu cuțitul, unde ajunge hoțul, curvarul, rătăcitul. E un loc fără cântări și fără rugăciuni. Acolo remușcarea creează viziuni. Și așa, îl văzut pe Lazar în sânul lui Avram, se desfătea acolo cu cei din Sfântul Neam. Îl năpădiră plânsul, dar ce folos acum? Că înțe prea târzie, în jur, e numai fu. Să înalți o rugăciune, să strige tare, tare. Și-aminti că în vilă trăia în desfătare. Și-aminti de viața trăită pe pământ, când a făcut cu lumea un sacru legământ, când nu avea timp de suflet să-i dea și lui mâncare. Și astfel deveniră bolnav de nepăsare. Și astfel își văzură ca într-un film trăirea, când gândul lui era să-și satisfacă firea. Când nu vedea în jur nevoi și suferințe și nici copii orfani, nici plâns, nici neputințe. Extrage multe lecții din textul indicat. Citiți-l încă o dată, cu un duh smerit, predat. Scriptura tot e dată spre a noastră lămurire. Acei ce nu împlinesc ajung în rătăcire. La fiecare în parte răsplata va fi dată, în ziua hărăzită, o zi de judecată. Cei ce au negat pe Tatăl pe veci se vor căi, iar cei răscumpărați cu el în rai vor fi. Nici când să nu uităm suprema învățătură, există
rai și iad, și dragoste și ură. Dar tot ce acum dă noroi sau puritate are un larg ecou, azi și în eternitate. Amin. Amen, amen. Am și o cântare. Minunat mesaj. Deci după, sunt rânduiți persoanele, deci după. Ok, fratele Vlad, acum cu o cântare, da, după, cu ajutorul Domnului și sora Sanda, deci după cuvânt, fratele Raj. Ok, sora, fratele Vlad cu cântare și după aceea fratele Raj cu cuvânt și apoi de anunțatura următoare. Salut pe Domnul, cântarea Osa Maria, auziți? Da. L-am să luau pe Domnul cu cântarea Osa Maria, cred că e o cântare bine cunoscută de dumneavoastră. Da. It's a song about Osa Maria. Okay. Iată un grup de iubiți, s-au împlinit cu slavă. Vorbea cu vântul care aducea la tot salvare. Osa Maria, Osa Maria, iată Iisus trecea spre Galileea. Osa Maria, Osa Maria, iată Iisus trecea spre Galileea. Iisus din cetățul lua și pe toții vindecă. Pe păcătoși, dar el ierta pe toți. Osa Maria, Osa Maria, iată-l Iisus trecea pe Galileea. Osa Maria, Osa Maria, iată-l Iisus trecea pe Galileea. Și o femeie din cetate a venit pe neașteptate. Să scoată apă bună, era cu găleata în mână. Osa Maria, Osa Maria, de acolo Iisus trecea spre Galileea. Osa Maria, Osa Maria, de acolo Iisus trecea spre Galileea. Mă sunt neașteptată, i-a vorbit de o altă apă. Se curge din cerul sus, apa era chiar Iisus. Osa Maria, Osa Maria, de-acolo Iisus trecea spre Galileea. Osa Maria, Osa Maria, de-acolo Iisus trecea spre Galileea. Thank you.
știi, Iisus i-a zis, în Scriptură i-a s-a scris. Ai trimite Duhul Sfânt pentru cei de pe pământ. O, Samaria, o, Samaria, de acolo Iisus trecea spre Galileea. O, Samaria, de acolo Iisus trecea spre Galileea. I-a zis atunci femeia care o să vină Mesia. Și atunci vom vedea gloria și slava sa. O, Samaria, de acolo Iisus trecea pe Galileea. O, Samaria, de acolo Iisus trecea pe Galileea. Care vorbesc cu tine, sunt acela care tine. Veni să aduc salvare, să scot lumea din perzare. O, Samaria, de-acolo Iisus trecea spre Galileea. O, Samaria, de-acolo Iisus trecea spre Galileea. Soror să ne grăbim, gata pentru cer să fim. Prândița va suna, să putem spre cer zbura. O, aleluia, vine Mesia pe noi după al său popor. O, aleluia, la cu toți vom cânta, când îl vom vedea. Amin. Slăvit să fie, Doamne, glorie Domnului Iisus Hristos. So, praise God for this this song about Samaria through the place where Jesus went and met that woman. And we know how the salvation came through Samaria. So praise God for this. Cei care ați intrat un pic mai târziu cu noi, deci o să vă dăm loc la cântări și cu ajutorul Domnului, după cuvântul cu fratele Raj. So after Pastor Raj is going to share the word of God, then we're going to allow other set of songs that want to worship, and Pastor Razmat from the word of God, so Sorapita, o cântare, and Brother Răzvan, fratele Răzvan, o cântare, sora Pita, sora Sanda, care venim mai târziu. And Doamne să ne binecuvânteze pe toți. Ok. So, Pastor Raj. Unmute. And we are getting ready to hear the word of God today. Și ne vom pregăti inimile să auzim, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Before we start to hear the word of God. Înainte de a începe să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. And I request to Pastor George from Kuwait. He prayed for the word of God we are hearing
And the word of God is sowing in our heart and is stored. Amen. Amen. Sau fratele George from de încuveit se va ruga pentru cuvântul lui Dumnezeu ca noi să putem să strângem cuvântul în inimile noastre. So open your mic, Pastor George. Pastor George, apna mic on karo aur vachan dili dua karo. Credem că se va ruga în limba, deci nu știm, dar nu contează, Duhul Sfânt înțelege. Okay. Please, eyes to close and pray for God. Parampita Parameshwar, मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु आज के अच्छे समय के लिए खुदावंदा जो प्रभु आपने दिया है प्रभु सचमुच खुदावंदा प्रभु इस फेलोशिप के लिए खुदावंदा सचमुच तुसी महान ते दयालु परमेश्वर है खुदावंदा प्रभु सचमुच तड़ी हजूरी प्रभु इस जगह पर है खुदावंदा प्रभु सचमुच सबने खुदावंदा बड़ी अच्छी वर्षिप की है खुदावंदा प्रभु हमने खुदावंदा आपके जी को प्रभु आनंदित किया है खुदावंदा प्रभु हम यही आशा करते हैं खुदावंदा और प्रभु जब खुदावंदा प्रभु हम प्रभु उस अहम समय में आ चुके हैं खुदावंदा प्रभु धन्यवाद जब प्रभु आप हमसे बात करने वाले हैं खुदावंद धन्यवाद ओ प्रभु जी आज का वचन प्रभु मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक जिंदगी में खुदावंदा वो काम करे खुदावंदा और प्रभु खुदावंद धन्यवाद ओ प्रभु जी हर तरह के खुदावंद धन्यवाद ओ प्रभु छुपे हुए गुनाह यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा निकलने पाए खुदावंदा आज प्रभु जे आपका वचन का बीज खुदावंदा हमारी आत्मा को तृप्त करे खुदावंदा और मैं प्रभु आपके दास को खुदावंदा आपके हाथों में देते हैं खुदावंदा वो ना बोले सगो आपका पवित्र आत्मा बातचीत करे पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन नाउ एवरीवन वी गेट रेडी टू हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड टुडे शकुमा बम ने बम प्रगति सा स्कुतम कुवंतो ले दमेसाउ. And we're hearing a lot of war here and there. Wars? War. Yes. Yeah, so despre război într-o parte și în alta. And today I'm also talking about a spiritual warfare. Și astăzi, fratele, am decis să vorbească despre lupta spirituală. That means get ready to grip, prepare yourself and you make your belt. Și să ne pregătim și noi, să ne înarmăm cu armura Duhului Sfânt. Cingem. And open your eyes and open your brain to and open your ear to hear the word of God and allow to the power of the Holy Spirit. He touch and he work for your families. Și să ne deschidem inima, să ne deschidem ochii și urechele și să dăm voie cuvântul lui Dumnezeu să intre în inimile noastre și să ne schimbe pe noi și familiile noastre. And the different style of the war, every generation that changed. Și stilul de luptă sau războiul s-a schimbat din generație în generație. And everything changed. Și toate lucrurile se schimbă. One war changed the whole country, the whole the nations. Și un război schimbă toată o țară sau o națiune. But now I'm talking about it today, the spiritual warfare. Dar astăzi, fratele, va vorbi despre lupta spirituală. And today, the spiritual warfare, he changed your spiritual life. Praise the Lord. Și astăzi, lupta spirituală schimbă viața spirituală. The spiritual warfare, he changed your think, he changed your thoughts, he changed your mentality. Și în lupta aceasta spirituală, sau războiul acesta spiritual, ne va schimba gândul, gândirea, mentalitatea. Sometimes we lost our battle because we don't know the rule of regulation for the spiritual battle. Și de multe ori am pierdut bătălii pentru că nu cunoaștem regulile bătăliei sau regulile cum să luptăm. Without your knowing and without your knowledge, you not jump in the battle and then you, if you don't have a knowledge, you are finished yourself. Și fără să ai cunoștință, nu poți să sari într-o luptă, într-un război, că deși este ca o sinucidere. And sometimes without knowledge, we not easily give any pistols in our children's hand because we know that the trigger is on, that the bullets come out. Și noi, deși niciunul dintre noi nu am luat un pistol să dăm în mâna unui copil, un pistol încărcat să dăm în mâna unui copil, că știm că deci copilul nu știe și e gata. We are very careful. Și suntem foarte atenți în direcția aceasta. But we are not careful about the spiritual battle. Dar nu suntem atenți în direcția luptei spirituale, războiului spiritual. And we not give a much value for the spiritual battle and we say, okay, this is a spiritual battle, the gods come and the angels come and the Holy Spirit will come and he helps you us. Și noi zicem, oh, este o luptă spirituală, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt ne ajută, îngeri vin și ne ajută.
This is your battle. Dar aceasta este lupta ta. And without your preparation, you not got a victory through the battles. Dar fără să te pregătești să te, pentru aceasta, nu vei putea ieși biruitor din, din bătălie. Without you prepare yourself, without you prepare your dress to the battle, you not go to the battles. Și fără să pregătire și fără să te îmbraci adecvat pentru război, pentru bătălie, nu, să nu te duci la luptă. And we, today, now we see how we start the battle and what we do against the inside in the battle, what we do. Și astăzi să vedem cum începem și ce facem, cum începem această luptă și ce facem după ce începem. When battle start, you not close your eyes. Când lupta sau bătălia începe, nu închidem ochii. You not start to cry in the battle. Nu începi să plângi acolo în bătălie. Or you not speak in tongues in the battle. Și acolo nu mai este timp nici să vorbești în limbi. You not start to reading the Bible inside in the spiritual battle. Și nu vei începe să citești Biblia atunci când ești în lupta spirituală. This is not the instrument of battles. Deci nu acestea sunt instrumentele în timpul bătăliei. Some rules and regulations we need to follow and some instrument we need to use in the battles. Sunt unele reguli care trebuie să le folosim și unele instrumente care să le folosim la luptă. Just imagine that someone is starting in the firing and you close eyes and you finished. Sau chiar imaginează-ți că cineva începe să ia pistolul și să împuște la tine și tu ai închis ochii, și tu ai terminat. Or if the bullet is cross your ear and the Lord save me! Sau poate trece glonțul pe lângă urechea ta și tu spui, Doamne, salvează-mă! And start to speak in tongues. Și începi să vorbești în limbi. You lost your battle. Ai pierdut bătălia. You need to be very careful and you need to open your eyes and brain. Deci trebuie să fii atent, să-ți deschizi ochii și mintea, agerime. If you have a desire, you receive the victory for this battle. Dacă ai dorința ca să ieși victorios prin această luptă. Now we see. Și acum să vedem. Inside the Bible and the Bible teach to us today. Și ne uităm în Biblie și Biblia ne va învăța astăzi. Book of Gospel, Matthew chapter 5, verse 30. Matei 5, 13. Matthew 5, 30. Okay, Matei 5, 30. Yes. Matei 5, 30. Matei 5, 30. Matei 5, 30. Wow. 5, 30, okay. Okay. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul de mădularele tale și să nu-ți fie aruncat pe trupul în ghenă. And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. And we have a lot of translation today, I think. Și avem mai multe traduceri astăzi, mai mulți frați. Urdu, Punjabi, and Romanians and English we already do. Românești, engleză, mereu facem. Acum avem și limba urdu și punjabi. Doamne să-i binecuvânteze. Okay, now we see what the Bible teaches to us today. Și să vedem ce ne învață Biblia astăzi. If your right hand make you stumble. Deci dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat. That means you have your hands have a power to right hand have a power to use your good or wrong way. Ceea ce înseamnă că ai putere tu ca tu să -ți folosești mâna pentru lucruri bune sau pentru lucruri rele. Because we are put the offering through the right hand, we are smacked for the face through the use the right hand. Pentru că dacă punem la colectă mâna, punem banii cu mâna dreaptă, punem banii la colectă, dar tot cu mâna dreaptă și lovim pe cineva. Pe and we're using our right hand a lot of work. Și folosim mâna dreaptă la multe lucruri. And the right hand is put the glass of the drink. Și tot cu mâna dreaptă poți să pui băutură într-un pahar. And when we start with this verse and he add on there, if. Ia, și când am început acest verset, vedem că pune acolo la început, dacă.
If you right and make you stumble. Dacă mâna ta ce dreaptă te face să cazi în păcat. Cut it off. Tai-o. Și leapă-o de la what you do? Ce faci? Oh, the pastor Raj is telling to us, cut your right hand. Okay, go and cut. Oh, ce zici? Oh, pastorul Raj mi-a zis că să ne tăiem mâna dreaptă, acum mă duc și o tai. You don't cut your right hand. Nu stai mâna dreaptă. But you need to cut the right hand desire, the go and kill to someone. You need to cut for that kind of desire. Dar dorința aceea, deci alegerea greșită, aia trebuie tăiată, de a face ceva rău, a păcătui cu mâna ta cea dreaptă. Your right hand allow you, your right hand to encourage you. You go and smack for the face for someone. You stop. Dacă simți că cu mâna ta vrei să lovești pe cineva, atunci oprește, tai această dorință. For it is a battle for you to lose one of the parts of your body. Dacă, deci este spre folosul tău să piară sau să pierzi unul din mădularele tale. Then for your whole body to be thrown into the hell. Cât tot trupul tău să-ți meargă în iad. În ghenă. Wow. And what we have, what we do. Ce facem noi? One mistake and we're ready to go to hell. O greșeală care ne va duce în iad. If we agree, we make a one sin for your life. If you agree, that means you get ready to go to hell. Deci dacă tu, deci cu conștiința ta, păcătuiești, înseamnă că deci știi cu conștiința ta că te pregătești pentru iad. And if you cut that kind of desire, that's when you prepare yourself to enter in heaven. Praise the Lord. Și dacă tai acea dorință, îndepărtezi acea dorință de la tine, înseamnă că ești pe calea de a merge spre rai. And our small desire, they push to us for to hell. Dar aceste micuțe dorințe greșite ne împing, ne aduce și ne duce spre and many people they are disappointed because they did not know what they do for this spiritual battle. Și mulți oameni sunt descurajați, desnădăjuiți că nu știu ce să facă în lupta aceasta spirituală. Our spirit always control our body, but sometimes our body the more than strong for our spirit. Deci Duhul controlează trupul nostru, dar adeseori se întâmplă când trupul preia controlul Duhului. Our spirit that ready to pray. În Duhul suntem gata să ne rugăm. And body teach to them. Stop. Dar wait. Trupul, take more nap. Unde stai? Oprește-te. Odihnește-te. Your spirit said this is the wrong, that this is the sin, and body said, okay, no problem. The one sin, one wrong thing, no problem. We go and confess the sin. The Lord, you forgive me. And Lord, forgive me. Yeah, deci Duhul spune, nu te duce, nu faci lucrul acesta că este păcat. Dar trupul spune, oh, nu, doar un păcat. Oh, te rogi, ai păcătuit, te rogi și Domnul te iartă. Satan not come with a big truck with problems in your life. He start the problem through your body. Și Satana nu vine cu probleme cu un camion mare asupra trupului nostru, ci vine cu anumite probleme în trupul nostru. Satan know very well we are very we love so much our body. Și Satana știe că noi ne iubim trupul nostru. We are so much care for our bodies. Și ne pasă de trupurile noastre. Every single part of our body. Fiecare parte a trupului nostru. Many people they don't use the left hand much, but you not allow the nail is growing up. Mulți oameni nu folosesc mâna stângă prea mult, dar totuși tai unghiile, o îngrijesc, o lasă să crească în aiurea. You clean whole body. Și curățăm tot, încurățăm you tot. You take careful of your body. Și avem grijă de tot trupul nostru. And our body against our spirit always fight. Dar va fi o luptă continuă între trup, partea aceasta firească și Duhul, continuu. And the right hand he gives us one example, but our brain, our ear, our eyes, our mouth, our heart, or another part of the body, what they do? Yeah, aici a dat un exemplu, doar cu mâna dreaptă, dar restul, mintea noastră, gândirea noastră, ochii noștri, restul părților trupului nostru, ce facem cu toate aceste mădulare? Through one issues in your life, they destroy your spiritual life. Finish. Deci prin o singură problemă sau situație în viața ta, îți poate distruge viața ta spirituală. Ești terminat. You have a desire, God bless me. You have a desire, God continue to lift up me. But you have a one thing, the small thing, one and small thing in your life, they destroy your
total finish your spiritual. Și poate că ai dorința ca Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să-ți răspundă, dar un acest lucru mic care este împotriva ta, acest lucru te va duce spre nenorocire. Sometimes we are ignore, oh, this is a small thing, ignoring. Și de multe ori poate noi ignorăm și spunem, oh, este doar un lucru mic. Small thing, he created a big issue. Dar un lucru mic creează o situație mare. When we accept Jesus Christ as a personal savior and we start to reading Bible, when to go to church, prayer, worship. Deci când noi l-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos, am început să citim Biblia, să ne rugăm, să venim cu închinare înaintea Domnului. We all are entering the spiritual battle. Am intrat deja atunci în lupta spirituală. You are now the online with us, that means this is an also a spiritual battle. Și a fi aici cu noi este și aceasta o luptă spirituală. And we not allowed to use to sit up, sit with us and worshiping to God, reading Bible and praise to God. Pentru că diavolul nu-i place și nu te va împiedica ca să stai liniștit, să asculți sau să slăvești pe Dumnezeu. He disconnect the internet connection, he disturb you, you go, come, go, come. Here, not here, voice clear, not clear. All these things, this is the pattern of enemy he created for the God's people. Și acesta este patternul, chiar că acum lucrează vrăjmașul împotriva oamenilor Dumnezeu. Îți ia controlul la internet, pierzi conexiunea, până ai intrat din nou, ai pierdut ce s-a vorbit și deci toate ca să putem să pierdem. Aceasta este o luptă spirituală. And you do all these things through your right hand. Și toate acestea le facem cu mâna noastră dreaptă. You hearing the word of God, your family members call, mama, dad, brother, come here. Stai și asculți cuvântul lui Dumnezeu și cineva din familia ta te cheamă, mama, tata, vin aici. Oh, there's someone making in the kitchen fast, go and run and make the food. Oh, ceva mâncare este în bucătărie, mă duc repede să fac ceva, you să mestec. Inside, in the spiritual back, that means you are all stand the battle's ground. Ia, deci toți când este vorba să facem ceva bun, stăm pe câmpul de bătălie, acolo care mereu se dă lupta. Pentru că știe cum să joace cu mintea noastră sau să manipuleze mintea. How much you are educated, how much you are beautiful, how much you are handsome, this is not... Nu contează... To him. Ia, că nu contează cât am fi de educat, cât am fi de frumos sau de elegant sau știu eu ce, de înțelept, asta nu le impresionează pe el. Știe cum să manipuleze mintea umană. Very easily he play with your brain. Cu foarte ușurință știe să-ți manipuleze mintea. And you skip. Și atunci treci caz. You fall on the floor. Și caz în luptă. That means you lost your battle. Și înseamnă că deci pe acel moment ți-ai pierdut bătălia. You see, if you're watching some movies or videos or stories and the poems, you're reading all these things and some pictures, you see the one king when he gets ready to kill another king and say, if you kneel in front of me, then I will give you life. And the king is come and they kneeled on the front of the king. Yeah, și deci vedem cum dacă ați văzut filme sau anumite lucruri, cum vine, de exemplu, dacă cineva greșește în fața împăratului și împăratul îi spune, dacă te închini înaintea mea, atunci zici eu, deci salvezi viața. Și vine să duci să închini. Inside in the battle, the battle is not allowed to you, you need them inside in the battle ground. Ia, deci lupta aceasta, deci vrăjmașul nu ne lasă, deci ca noi să putem să ieșim biruitor în timpul bătăliei. Deci este o luptă. But the many people and when they are under the battle, they kneel down. Dar mulți când sunt în bătălie, atunci ei se predau, se ridică mâinile sus sau se pună pe genunchi. Se predau. Cedează. We are ready to give up. Suntem gata să cedăm. That means you don't have a thing. What you do on the ground of the battles. Deci înseamnă că nu știm ce trebuie noi să facem când suntem pe câmpul de luptă. Deci nu cedăm în fața celui rău. And we see the other scriptures inside in the Bible, the book of Ephesians. Și ne uităm la un verset în Biblie, la cartea Efeseni. Chapter 6, verse 12. Efeseni 6, cu versetul 12. Very carefully, Ephesians 6:12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac,
împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of the wickedness in the heavenly places. Wow. Wow. Yeah. Wow. And I don't know what is the word in Romanian, wow. Same. Oh, wow. Același. Oh, wow. Amazing. Yeah, același lucru. That means our enemy we did not see to him, but we have a need to fight with him. Deci vedem, deci noi nu vedem pe vrășmașul. Lupta noastră nu este împotriva cărnii și a sângelui, nu-l vedem, dar trebuie să luptăm cu vrășmașul fără să-l vedem. You without seeing, you need to prepare yourself and you get ready to fight with him. Deci trebuie să ne pregătim într-o luptă orbească, deci fără să-l vedem, să știm cum să ne luptăm, să putem să ieșim biruitor. For our struggles is not against flesh and body. Ia, căci lupta, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Flesh and blood. Yes. That's mean without seeing. For example, you are blind. Exact and you are blind and without see anything else, you go to outside. This is ca și cum ar fi exact de orb. Și fără să vedem, începe să ne căsim calea undeva, să mergem afară. And this is very hard, you not be cross your door. Și este foarte greu, că va fi foarte greu și să treci drumul pe partea cealaltă. Nobody gives you support. Nimeni nu te va suporta. And you need to cross. Și trebuie să treci drumul dincolo. That means when you are inside in the spiritual battle, you need to open your spiritual eyes. Deci ceea ce înseamnă, când ești în timpul luptei spirituale, trebuie să-ți deschizi ochii spirituali. Your spiritual eyes, I'm not talking about the physical, I'm saying spiritual eyes need, this is very, 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 very important. You need to see supernatural things, how they are happening surrounding the world. Yeah, deci nu ochii aceștia fizici, ci ochii spirituali. Este foarte, foarte important ca noi să ne deschidem ochii spirituali, să înțelegem lucrurile care se petrec în jurul nostru. If you not see in supernatural things, in the spiritual battle, that means you are a blind in spiritual battle. That means you lost your battles. You lost deci your life. Dacă nu vedem, nu avem ochii spirituali deschiși în lupta spirituală, deci este gata, suntem deci dați pierzării, pentru că nu vom putea ieși biruitor. You lost your hope, you lost your faith, you lost your belief. Ia, deci prin lupte aceste îți pierzi nădejdea, îți pierzi încrederea, îți pierzi credința. Amazing. Minunat. When we read in the book of Genesis. Și de când citim în cartea Genesis, când am citit. There also is spiritual battle preparing the ground there. Era acolo o luptă care se pregătea acolo. They see everything. Vedeau toate lucrurile. But when they are entering the spiritual battle, they lost or have the both of them eyes. They don't see the supernatural things. They see they don't bless themselves. Ia, deci vedem Adam și Eva, deci când vedeau totul, totul vedeau foarte clar, dar când era câmpul luptei și a bătăliei, nu au avut ochii spirituali deschiși să înțeleagă, au pierdut atunci și s-au trezit goi și dezbrăcați. And then the fears come. Și a venit frica, este ei, rușinea. That means when you are in the spiritual battle, the fear is not allowed. Deci ceea ce înseamnă că tu ești în bătălie, frica nu va veni peste tine, pentru că nu dă voie Domnul să vină frica peste tine. Inside this spiritual battle, that means fear not allowed. Da, deci nu este voie să ai frică în timpul luptei și a bătăliei. 2 Timothy chapter 1 verse 7 and God not give us a spirit of fear. 1 Timotei 5:7. 2 Timothy. A doua Timotei. 1:7. 1:7, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. And this is the help to us to understand God not give us the spirit of fear, but he give us the spirit of love. Acest verset ne ajută să înțelegem că frica nu vine de la Dumnezeu, el nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și o minte înțeleaptă. Să fie Domnul. What kind of spirit he give to me or give to you and give to us? Ce fel de duh ne-a dat nouă? Dumnezeu nouă și vouă, mie.
Always we have a fear of death. Totdeauna avem o frică de moarte. Fear of COVID-19. Frică de COVID-19. Ne frică de orice boală. AIDS. Ne frică de SIDA. Thousands of illness in the world. Oh, this illness will not come in my body. That's the fear. Sau frică de orice alte mii de boli care sunt în întreaga lume. Oh, boala asta să nu vină în trupul meu. I mean the world. What is wrong with me? The next step. I don't know. That's the fear. Yeah, deci eu sunt pe pământ acum, dar ce va fi cu mine următorul pas? Nu mai știu. Și aceasta este o frică, nesiguranță. And I'm staying in another country. If the government is not allowed to meet there, what I do? That's the fear. Sau o frică, de exemplu, te duci undeva într-o altă țară și te gândești, mă, dacă guvernul nu-mi dă, nu mă aprobă actele sau ceva. Și aceasta este o frică. How I can find a good partner for my life? That's the fear. Sau o frică de a găsi un partener de viață, o fată sau un băiat pentru căsătorie. Și aceasta este o frică. We don't have a fear of God. Dar nu avem frică de Dumnezeu. We have all the whole the worldly fear we have, but we don't have the fear of God in our life. Deci frică de tot ce există pe pământ, dar nu frică de Dumnezeu de la care vine viața. My brothers and sisters. Frații mei dragi și surorile mele dragi. Wow. Amazing. Minunat. Now we see that God is allowed to maybe go more deep. Și să vedem că și Dumnezeu ne duce un pic mai adânc. Because the fish is not on the corner of the lake, we need to go little more inside in the deep place. We use our net there and we take it a lot of fish. Nu se poate pescui la marginea lacului sau marginea apei, trebuie mers un pic mai în adânc, acolo să ne aruncăm mreaja și de acolo vom putea prinde mulți pești. You need something special here. That means you need to go more deep. Și dacă vrei ceva mai special, trebuie să te adâncești mai mult. But against the rulers. Și, cum a continuăm, ci împotriva căpeteniilor. And we see how many rulers there rules in the heavenly places. Da, să vedem câte căpetenii sau stăpâniri sunt în locurile cerești. The rulers, they make them, they have the evil, they are working in the world and they rule to them, they go. They give information to go to Malaysia, go to Kuwait, go to USA, go to Norway, go to India. You can continue to work the whole the world. Deci lupta aceasta spirituală în văzduh sunt căpetenii care dau și direcționează duhurile care le au în stăpânire asupra teritoriilor. Unii trimite în India, alții în Kuwait, alții în România, alții într-o parte. Acestea sunt căpetenii care lucrează, deci cu subordinați. Against the powers. Deci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânirilor. Against the powers. Împotriva puterilor. You have a power to fight with them? Ai tu putere să lupți cu puterea celor rău? Amen, praise the Lord, is not enough for us. Să spunem doar amin și slăvi să fie Domnul, nu este de ajuns pentru noi. Because we didn't see our enemy. Pentru că noi nu vedem vrășmașul, nu-l vedem cum. He is the powerful. Că el este puternic. And we are fight with him. Și noi ne luptăm cu el. And we are a very less power. Și noi avem o putere foarte mică. How we generate our power? Dar cum putem să generăm acea putere? I don't know everyone there know very well the solar system. Și cred că fiecare cunoaște un pic despre sistemul solar. And through the sunshine they give the lights come down and they generate the electricity and then they pass on the houses. Deci cum primește putere de la soare? Și de la soare primește puterea și atunci se transformă în energie și poate să fie folosit la case. Of God be the system. Și Dumnezeu nostru este sistemul, este soarele nostru. And we are a solar system. Și noi suntem sistemul acesta solar. That means we need to generate the soul, the sowing, the power of the Holy Spirit upon us. Și puterea Duhului Sfânt care se generează de la Dumnezeu vine peste noi și de acolo ne primim putere. When you are full with the power, then you get ready to fight with your enemy. Atunci când ești plin de putere, atunci te pregătești să mergi să lupți cu vrășmașul.
your batteries are down, how you can fight with the enemy. Dacă bateriile tari, deși nu mai ai baterii, ce putere să mai ai? Poate mai ai acolo 10% din bateriile încărcate. Full charge. Și el este încărcat până la maxim. How we got a big victory? Cum vom putea să avem o victorie? Mean he lost the battle. Ce înseamnă de se deduce că vom pierde lupta. We need to charge ourselves. Și noi trebuie să ne încărcăm mereu. One with the soul, with the sun, sunshine. Deci să ne conectăm cu sursa puterii, cu soarele nostru. Second, we need to connect with the transform. Și a doilea, să ne conectăm cu transformatorul. I'm not teaching about the lights, I'm teaching about the power. Deci nu ne învață despre puterea solară sau de asta, ci ne învață puterea spirituală. And we need to connect with the power. We need to see this is the place of power. Și trebuie să fim conectați cu generatorul care ne încarcă de putere. And we charge ourselves in the presence of the Lord. Și ne încărcăm stând în prezența Domnului. We need a more prayer. Mai multă rugăciune. We need a more reading Bible. Mai mult citit din cuvânt. We need a more exercise of our faith. Și să exersăm credința noastră tot mai mult. We need a more meditate the word of God. Și să medităm mai mult la cuvântul lui Dumnezeu. We need a more worshiping to him. Și să ne închinăm înaintea lui mai mult. We need a more praise his, glorify his name. Și să glorificăm și să slăvim numele lui mai mult. We need to spend time in the presence of the Lord, the quiet time. Să petrecem timp în prezența Domnului, stând acolo în tăcere, prezența Domnului, cugetând. When we speak in tongues, we need to speak in tongues in hours and hours. Și să dăm voie, deci puterii Duhului Sfânt să vină peste noi, să stăm în prezența Lui, în vorbire în limbi, ore întregi. I'm not talking about that power, I'm talking about spiritual power. Deci nu vorbim de puterea mușchilor, ci puterea spirituală. And physically we are very strong, but spiritually. Poate că fizic suntem puternici, dar spiritual. Satan not see, oh, he is very handsome and dashing, I need to run away. Dacă Satan nu-i frică de mușchii noștri, zice, oh, el arată puternic sau este frumos și eu trebuie să fug. Oh, she is so beautiful, oh, she is an old woman, I need to run away. No. Oh, că ea este așa de frumoasă sau este femeie bătrână, am să fug. No, no. He see your spiritual level. El se uite la nivelul nostru spiritual. He see your spiritual level. Se uite la nivelul nostru spiritual. Spiritual level. De încă o dată spune, nivelul spiritual. Deci lupta se dă după cât suntem. You have to know how to he check for you. El știe cum să te încerce. And you say, I'm a lot of hours in prayer. Okay. Și poate vei spune, oh, eu stau multe ore în rugăciune. Ok? Bine? When you see yourself, dar uite, you remember the one incident in the Bible, the book of Acts? Ați aduce aminte de un incident în Biblie, la cartea Faptele Apostolilor? I know that the people, they are remember because they are reading Bible every day, I believe it. Eu cred că vă aduceți aminte că citim Biblia în fiecare zi. The two persons, they have a chance to go and pray for a boy. He is some evil spirit possessed. And they try to use, I speak in the name of the Jesus and the Paul and the Jesus Christ. I see, I know that to them. But who you are? Deci despre cei care s-au dus la un demonizat și au zis să poruncim în numele lui Pavel și în numele lui Iisus Hristos. Deci știu și pe Pavel, știu și pe Hristos, dar voi cine sunteți? And Bible says, break the cloth and without cloth, they run away. Și Biblia scrie că deci au bătut și au dezbrăcat și au plecat de acolo, bătut și we have a thing through our physical power we handle for the situation, but they forget the evil is a lot of powerful. Și nu putem fizic să fim buritori asupra situațiilor, nu fizic, ci spiritual, căci diavolul are multă putere. And against the powers. Ok, și devenim din nou la subiect, deci împotriva căpeteniilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânirilor, întunericului acestui veac. Against the world
spaces of this darkness. Și împotriva duhurilor răutății care sunt împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac. The force of the darkness. Deci sunt niște forțe ale întunericului. Not a one evil spirit, not a two evil spirit, not a three evil spirit, not a five, not a hundred, not a 20. Deci vedem forțe, deci nu un duh necurat, nu două, nu cinci, nu 20. Force. O forță. That's why they have a units. This force for you can go to this side, this force you go to this side. Deci vedem unitate, că este o forță acolo, deci este o unitate. Și această unitate, deci un anumit număr de duhuri dintr-o direcție, într-o altă direcție. This force to work for different places in the whole world. Aceste echipe, deci, care creează o forță, vor merge într-o direcție sau în alta să lucreze unde sunt trimiși de capitanul lor. We have a thing. Spiritual battle, okay, no problem. Și noi ne gândim, o luptă spirituală, de ce problemă? You are a one person. And on the other side, they have a force. Deci tu ești unul singur. Dar de partea cealaltă, oponentul nostru este o forță, o putere. How much you need power? Câtă putere avem noi nevoie? How much you need to prepare yourself for the battle? Cât mult trebuie să ne pregătim pentru bătălie? Engage the spiritual forces or wickedness in heavenly places. Deci împotriva stăpânirii întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. And the heavenly places, we can see the sky. Deci locurile cerești, deci vedem aici, deci cerul unde ne înconjoară, văzduhul. Evil, there is, evil forces there is standing there. Toate acestea sunt în văzduh, toate aceste forțe care sunt în văzduh, nu le putem vedea, dar acolo dă un... Crying and pray, Lord, help me for this and you can help me this and that and then your word can be crossed for this heavenly place. Și noi, what is still in your country. Deci lupta aceasta spirituală și noi stăm să ne rugăm, pătrunde rugăciunea noastră, forțele întunericului care sunt în văzduhul acesta să ajungă la Dumnezeu. How much you have a power? Câtă putere avem? And how much power from your words you speak? Și câtă putere este în cuvintele gurii noastre, care le rostim. And allow the power of the Holy Spirit to break the yoke. And your prayer will reach in third heaven. Să dai voie Duhului Sfânt să zdrobească jugul ca să ajungă rugăciunile tale la Dumnezeu. Să treacă dincolo. Because they get ready to stop your prayers. Pentru că ei sunt gata, aceste duhuri sunt gata să oprească rugăciunile noastre. Get ready to disturb yourself. Și va căuta un timp să ne conturbe. Because he not like you are got a victory through this battle. Pentru că nu vrea ca noi să ieșim victorioși de luptele noastre spirituale. And now the verse 16, you can read this. Vom continua cu versetul 16. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Praise the Lord. Slăviți să fie Domnul. You need to check you have a shield, your faith. Is it weak, strong, or what is? Și deasupra, deci știm versetele între acestea, deci cine nu le știe să le citească, sau pe deasupra tuturor lucrurilor, să ne îmbrăcăm și pe deasupra să avem acest scut al credinței. Cum este credința noastră? Este slăbuță? Este puternică? Satan using a different style against you. Deci diavolul va folosi diferite stiluri împotriva noastră. Because he tried to stop you. Pentru că va căuta să te oprească. But you use, you always remember the right hand. Și să ne aducem aminte de unde am pornit, de la mâna dreaptă. Dacă mâna dreaptă te face să cazi în păcat. Through your right hand the shield of faith, you need to use for the left hand the shield, because the right hand you have the strap in your hand and you need to cut. Și zice, dar acest scut al credinței îl ținem cu mâna stângă, că mâna dreaptă avem sabia, care este cuvântul lui Dumnezeu.
Because God is ready to use us. Și Dumnezeu vrea să ne folosească. And we need to see ourselves. Can I am ready? Și noi trebuie să ne verificăm, să ne uităm la noi înșine. Suntem noi gata? Am I am able to fight with him? Sunt eu gata să mă lupt? Pot să mă lupt? Because this is our sword we need to use. Pentru că aceasta este sabia noastră care trebuie să o folosim împotriva. You remember the Matthew chapter 4. Ne aducem aminte de Matei 4. Satan speak the word to Christ and Christ answered through the word of God to him. Deci vedem în timpul ispitei acolo, deși Domnul Iisus Hristos răspundea cu cuvântul și diavolul tot cu cuvântul venea. This is the pattern of spiritual battle. Acesta este stilul luptei spirituale, deci diavolul tot cu cuvântul. How Satan use the word? Cum știe el să folosească cuvântul împotriva noastră. Yeah? Deci împotriva noastră. And Christ used the word of God against him. Deci o folosit și împotriva lui Hristos. Și Hristos l-a biruit prin cuvântul lui Dumnezeu. When the battle started, you not say, ah, go first and read the scriptures when I give to you. Or go to the Google and search the words and give to him. No. Deci vedem, deci când începe bătălia, trebuie să fim pregătiți, încărcați spiritual, să știm ce să răspunde. Nu atunci să deschidem Biblia sau să căutăm pe Google ceva, să știm ce să răspunde. Now we read one more scripture. Și încă un verset vom citi. Book of Hebrews, chapter 4, verse 12. Evrei 4, 12. Someone when you read the scriptures and someone say praise the Lord, amen, glory to God. Și după ce citim acest verset, se spune după ce slăvi să fie Domnul, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândirile inimii. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen. Slavi să fie Domnul. Praise be God. Amen. This is his power. Aceasta este puterea lui. And the word of God will not make a partiality with anything. Și cuvântul lui Dumnezeu nu face diferență între noi. It's the same word for the pastors, believers, elders, deacons, prophet, teacher, preacher, everyone. Și același cuvânt este și pentru pastor, pentru învățător, pentru diacon, pentru simple membri, pentru proroci, pentru evangeliști, pentru oricine. Același cuvânt este. For the word of God living. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu. This is not just a paper of writing. Asta nu este doar o hârtie scrisă. This is the living word of God. Este cuvântul viu al lui Dumnezeu. Știm cine este cuvântul. That's why we all are to hear. De aceea toți suntem aici, că cuvântul lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos, este viu și lucrător. That's why everyone there watching us. Și de aceea toți ne urmăriți. That's why we are worshiping to God. Și de ce ne închinăm lui Dumnezeu? That's why the pastor Azmat. Uh-huh. The harmonium. Ia, și de ce pastor Azmat, deci care în malaieză este foarte târziu acum, dar stă aici cu noi și a cântat cu armonica sau cum se cheamă? Pastor George in the ministry in Kuwait. Și fratele George in Kuwait. And each and everyone we are work for the Lord's kingdom because the living word of God, he changed us. Praise the Lord. Amen. Toți Domnul ne-a chemat și lucrăm pentru împărăția lui, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. The word of God is living and active, my translation. Asta o traducere a fratelui, deci este activ, adică viu și lucrător, activ. That means he's not a dead, he's a very active. You read anytime, anywhere, he started talking with you. Yeah? Deci cuvântul lui Dumnezeu este viu, nu este mort. Oricând, oriunde citim, deci cuvântul Domnului începe să ne vorbească, ne luminează și ne vorbește. He's very active. Este foarte activ, este viu și lucrător. He gives us energy. Și ne dă și energie. And I'm always saying, this is my love letter that Jesus gave to me and I kissed to him.
Și de multe ori spune, sau totdeauna spune, aceasta este scrisoarea de dragoste care Domnul Iisus Hristos le-a dat și o sărutăm. He gave me the love letter. El mi-a dat această scrisoare His de dragoste. Word is very active. Și cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător, deci activ. And Sister Olte, you can read again, please. Și voi citi din nou. Căci, for the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword. Wow. Now the third thing is a sharp. Și, și celălalt lucru este ascuțit. He's not working on one side, he's working on the two sides. Deci nu lucrează numai pe o parte, ci pe două părți. That means when I'm using for this the sword for you, that means I need to be very careful because also he worked for me too. Yeah, deci dacă încerc să folosesc în direcția spre tine, să fiu foarte atent, că deci mă tai și pe mine. Deci cuvântul Domnului ne taie. And he entered for your heart, he changed your heart, he worked for every single joint in your body. Deci el intră acolo în inimă și face aceste lucruri care le spune, care despică sau pătrunde acolo, că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva. Able to judge the thoughts and emotions of the heart. Ia, și până acolo că zice că și judecă simțirile și gândurile inimii. Gândurile inimii. Gândurile inimii, vedem ce spune. Deci gândurile sunt în cap, dar zice inimii. And your heart emotions. Ia, și emoțiile sau intențiile inimii. În engleză, în traducerea mea, spune intențiile inimii. Because we are inside in the spiritual battle. De ce? Pentru că suntem în luptă spirituală. And you have the shield of faith. He protects you for all the Satan's plan against your family, against yourself, against your ministry, against your job, against your family. Să nu uităm scutul credinței. Scutul credinței este cel ce ne va proteja împotriva oricărui atacuri personale, în familie, la locul de muncă, viața spirituală. Scutul credinței. Să nu lăsăm. How to use it. Și sabia care este cuvântul, trebuie să învățăm cum să folosim această sabie. We need to surrender the front of the Lord and say, Lord, you charge me more power, you give me more power, you give me more strength, Lord. Da, și să ne proșternem înaintea Lui, să ne încredințăm pe brațele și să ne încărcăm spiritual și să spunem, Doamne, încarcă-mă Tu, Doamne, dă-mi putere, dă-mi, Doamne, mai multă răbdare, putere. And I'm ready. Și eu sunt gata. Eu sunt gata. I'm ready. Sunt gata. I'm ready. Sunt gata. Can we say, I'm ready? Putem să spunem, suntem gata. The mics are closed. Yes. Now they do, but the microphone is closed. Yes. I know that. But I know that I see your face and some people I see to them. And they have been 50-50. Ia, zice, poate când suntem prima pe la 50-50, suntem gata, ori mai trebuie să ne încărcăm. Domnul să ne ajute să ne încărcăm la maxim. We are ready for this battle. And if you say, I'm not ready, actually you say yes or not, but you are inside in the battle. You need to decide what you do. You die in this battle or you die in this battle. Deci orică spune că suntem gata, orică nu, noi deja suntem pe câmpul de bătălie. Și decizia noastră contează. Deci trebuie să luptăm, să ieșim biruitoși sau vom fi nimiciți. This is your decision. You fight in this battle or without fight, you're ready to give up. Deci ce? Deci este decizia ta. Vei continua să lupți în această bătălie sau fără să lupți, vei ceda în fața problemelor și vei pierde lupta. This is your decision what you do today. Și este decizia ta, decizia noastră personală, ce face? Give up or fight. Da? Ce dăm sau luptăm. And you write down in the comment box, you're ready to give up or you're ready to fight. Și scrieți acolo jos, sunteți gata cei care ne urmăriți, sunteți gata să cedați, să-ți pasă problemă prea greu, m-am săturat, nu mai pot, cedez, luptăm. Sau luptăm, continuăm și luptăm în numele Domnului Iisus Hristos. And wait for your comment. Și să uită fratele să vadă unele comentarii, deci cine ce va fight or you give up. Deci luptăm sau cedăm. Și nu cedăm din pricina situațiilor grele a problemelor. Așteaptă să vadă cine va fi primul care va scrie acolo un mesaj.
Luptăm sau cedăm? Luptăm. 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 Fight, fight. We fight. We all fight, of course. And I'm see here in the comment box, in the Facebook, the live. Yeah, wow. Deci. And I see the people starting saying amen and another word they are using in Romanian language. Yeah, so bun și o să vedem care, dacă văd că poate nu mi le arată pe toate, deci luptăm, yeah, sigur că vom lupta. Nu vom ceda în fața vrășmașului, nu vom ceda. Jesus Christ died on the cross for us. Pentru că Iisus Hristos a murit la cruce pentru noi. He gave us a strength and power. Wow, amazing. El ne-a dat putere și tărie, amin, aleluia. And now we read in the scripture when the book of Acts, and he said, you stay there and you receive the power. The Holy Spirit, when the Holy Spirit comes upon you and you receive the power. Și citind acolo la Faptele Apostolilor, a spus, zice, veți fi un plus de putere când Duhul Sfânt va fi peste voi. And today, și astăzi, you check yourself. Să ne verificăm. You have a power, you have a less power, you have a more power, or you don't have it. Now, sit, you make yourself the solar system and allow the sunshine to come upon you and you fill with the power of the Holy Spirit. Și fiecare să ne verificăm nivelul care îi de putere, mai mic, mai mare, mai puțin, ori deloc. Și dacă nu avem, toți trebuie să ne încărcăm, să devenim acel sistem solar, care să dăm voie puterii divine, să vină, să ne încarce, să fim un plus de putere și să nu cedăm în fața vrăjmașului. You need a right decision for your life. Și asta este decizia noastră și trebuie să luăm o decizie bună. God bless you. Și Domnul să ne binecuvânteze. Acesta a fost mesajul. Să fiți puternici în Hristos. Domnul să vă binecuvânteze. God bless you. Amen. Să vii să fie Domnul. Mulțumim Domnului pentru cuvânt. God bless you. And praise God for the word of God that we charge spiritually because we cannot give up in front of the enemy because Jesus Christ gave his life for us and he is our strength and power. So we'll continue with God's grace. O să mai continuăm cu ajutorul Domnului din tura a doua care a venit. Deci sora Sanda cu o cântare, sora Pizza cu o cântare. We're going to continue with Sister Sanda one song, Sister Pizza one song, and then a message to Brother Azmat, Pastor Azmat. Excuse me, sister. It's late. You're not going to be able to. We want to leave at 1 o'clock. Yes. And yes. Next, yeah, next week, 21st, because we're in Malaysia very late. Yes, yes, I knew, that's why I said. Yeah, so next time, so Pastorul Azmat este în Malaysia, este 1 și ceva la ei și data viitoare va avea mesaj cu ajutorul Domnului. So may God bless you. Thank you so much for the fellowship, for everything. May God be with you. God bless you, Sister Ruby. And we see you next time. We see you Monday. See you Monday. We want to say something. Okay. We blessed with your meeting. Very blessed. Very blessed. Spirit-filled our meeting. Amen. But it's sleeping time here in Malaysia. Yes, yes, yes. God bless you. May God give you a good sleep. Oh. Please give me a chance. Pani? Next Saturday, give me first chance. Yes, yes. Share the first. Yes, okay. God bless you. Sâmbăta viitoare ne-o transmis salutări tuturor și s-o simțit binecuvântat și Domnul să-i binecuvânteze. Este târziu, știu, 1 și ceva și Domnul să-i binecuvânteze. Sâmbăta viitoare o să-l punem înaintea fratele Raj sau Pastor Raj. Next Saturday he's going to be having a word of God before you and then we'll see the following times and how it's going to be. Very soon the time change. Ea se va schimba timpul, deci după ce se schimbă timpul, intrăm un pic mai devreme, s-a slăvit să fie Domnul. Că noi mergem după timpul din India și India nu se schimbă niciodată, deci noi trebuie să ne schimbăm după timpul când fratele Raj poate schimba. Implement the word of God and remember and you pray for me, my family, sister Olti has done for her family. Yeah. And not give up.
Deci, fratele Raș, deci termină mesajul cu aceste cuvinte, cum știm, citim Cuvântul lui Dumnezeu, merităm la Cuvântul lui Dumnezeu, îl împlinim, continuăm să ne rugăm și să nu cedăm. Ia, și ne rugăm pentru fratele Raș, familia lui, lucrare care fac acolo în India, pentru mine și familia mea, lucrare care facem pe internet și motoul este orice suflet are preț înaintea lui Dumnezeu și niciun suflet să nu se piardă. Ok, so Pastor Raj, you also need to leave? Yeah, we go tomorrow Sunday. Okay, yeah, okay, so you also leave. So Pastor Raj va pleca, vom rămâne în rest, în continuare, încă un pic, cu câteva cântări și apoi vom încheia cu ajutorul Domnului. Slăviți să fie Domn, tot mai avem câțiva, deci Domnul să vă binecuvânteze. Cei care mai sunteți cu noi, deschideți camera și atunci vă putem vedea. Okay, God bless you, Pastor Raj, you have a blessed night and we'll see you. On the battlefield. Yeah, cu ajutorul Domnului, te vom întâlni în grupul de rugăciune care va fi luni dimineața. Și Domnul să ne binecuvânteze. Sau sora Santa, o cântare, sau cine am numit prima? Santa, nu? Și după aceea sora Pizza, ok? Dă-i putere. Amin, amin. Deschizi microfonul? Microfonul, sora Santa? Microfonul, deschide microfonul. Dacă poți să-mi spui un pic mesajul cântării pentru cei care ne urmăresc și sunt totuși de altă limbă, imediat. Să-mi mesajul și atunci imediat. O traduc un pic la început sau după aia, o vedem. Ok. Această cântare este dată de Duhul Sfânt și se cheamă, e o cântare de trezire pentru popor. Se cheamă Trezire, trezire, strigă Duhul Sfânt. Agonisit. Da. Yes, so agonisit. Santa, she received the song through the power of the Holy Spirit. It's about the coming of Christ and the word is wake up church, because Jesus is coming. Mai spun? No, just un pic ideea, să știe. Ok. Domnul să mă ajute. Amen, amen, amen. Să-i lupte. Amen. Știm. Trezire, trezire, strigă Duhul Sfânt. În vremea aceasta, zice Domnul, agonisiți cu mire în vasul cel de lupt, strângeți comoara sfântă, privind numai în sus, la cel ce s-a jertfit și pentru noi s-a dat, apoi a înviat și la Tatăl s-a înălțat. Trezire, trestrigă, strigă Duhul Sfânt, în vremea aceasta zice Domnul, deschideți inima și cereați putere din Duhul meu cel Sfânt, nu mai întârzia. Iisus este puterea în vremuri de nevoi, Iisus e ajutorul, El e mereu cu noi. Trezire, trezire, strigă Duhul Sfânt, în vremea aceasta zice Domnul, acel ce crede în mine, oricând va birui, și întunericul în el nu va mai fi, El Domnul vieții tale, El a biruit. Lumina luminează, luminează în întuneric. Trezire, trezire, strigă Duhul Sfânt, în vremea aceasta zice Domnul, voi veniți după mine și luați rugul meu și aduceți jertfe pe altar mereu, căci azi nu mai e vreme să zăbovești puțin, nici să mai stai departe de harul cel divin.
Trezire, trezire, strigă Duhul Sfânt. În vremea aceasta, zice Domnul, căci Domnul e același în vece neschimbat și noi să fim statornici, să nu ne clătinăm, că în ziua aceea mare să ne poată înălța, că Cel ne-a ales doar pentru slava Sa. Trezire, trezire, strigă Duhul Sfânt, în vremea aceasta, zice Domnul, căci Domnul este calea, adevărul și viața, Iisus nu va lăsa niciunul din ai Săi. El stânca cetățuia, El turnul de scăpare, El ajutorul sfânt, Cel dă la fiecare. El Domnul va lupta și nu te va lăsa, dar noi să ne trezim, să facem voia Sa. Va cade fortăreața curând a celui rău, căci Iisus este steagul și ajutorul tău, poporul meu. Trezire, 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 strigă Duhul Sfânt. Aleluia, aleluia, slăviți-vă. Hallelujah. Praise God, praise God. It's an awesome song for those that are listening and you don't understand. It's about the waking up church, waking up church. Hallelujah. May God bless Sister Sanda and God bless us all. We're going to have Sister Pizza with the song, with God's grace, and then Brother Eugene, if he desires, for another song. Deci vom avea sora Pizza cu o cântare și apoi fratele Eugene. Hallelujah. Crească Domnul. Amin. Domnul să te binecuvânteze. Care mai sunteți cu noi? Arătați camera. Deci, și dacă mai doriți, lăsați-mă să știu. Am simțit prezența Domnului Iisus. Amin. Domnul să binecuvânteze. Sigur, să fie Domnul. Să fie Domnul. Toți suntem în grădina lui Dumnezeu. Amin. Și amin. Nu am simțit prezența Domnului. Am vrut să spun la fratele, dar totuși a ieșit. Fratele american cu soția. Da, deci am fost foarte cercetată. Yes, okay. Yeah, brother, Sister Ruby and Brother Rasmat, Pastor Rasmat, if you will get to hear the message, Sister Pizza said that she, even though we did not understand the words, you knew that the song was about Psalm 91, and she felt the touch of the Holy Spirit and the presence of the Lord, and they answered that, praise God. Minunat că și Dumnezeu cunoaște toate limbele și când se roagă, deși indiferent că se roagă în altă limbă, nu contează, Domnul este acela care cunoaște toate lucrurile. Glorie Domnului Iisus. Amin. Aleluia. Am pus aici. Haideți. Ok. Pizza. Cântare. Amin. Eu am o gașcă aici cu mine. Slăviți să fie Domnul. O armată, o armată. Armată, nu gașcă. Aleluia. A, nu s-aude, nu știu. Acum. Vine aici, vine aici. Nu contează. Braie, poporul meu, ascultă-mă. Eu sunt Domnul tău, de ce te temi? Oare nu știi că-și dreapta mea te va izbăvi? Eu te iubesc și nu vreau să te părăsesc. În sufletul meu eu te iubesc și nu vreau să te părăsesc, te por mereu cu drag în sufletul meu. O, Israel, copilul meu, știu că
aștepți ajutorul meu. Mai rapt un ceas, mereu stai treaz și Domnul tău te va scoate din ecaz. Eu te iubesc și nu vreau să te părăsesc. Te vor mereu cu drag în sufletul meu. Eu te iubesc și nu vreau să te părăsesc. Te vor mereu cu drag în sufletul meu. Aleluia! O, Israel, tu nu uita apele în două, pentru tine le voi da. Dușmanii tăi îți voi lovi și te voi duce în veșnicie. Eu te iubesc și nu vreau să te părăsesc. Te por mereu cu drag în sufletul meu. Eu te iubesc și nu vreau să te părăsesc. Te por mereu cu drag în sufletul meu. Eu te iubesc și nu vreau să te părăsesc. Te por mereu cu drag în sufletul meu. Eu te iubesc și nu vreau să te părăsesc. Te por mereu cu drag în sufletul meu. Amin. Amin. Acesta este o dragoste care ne-am îndrăgostit cu adevărat de singur, de singur adevărat cine este, este regele nostru. O singură adevărată care nu înșeală. O singură adevărată. Amin. Amin. Yeah, glorie Domnului Iisus Hristos. Praise God for this awesome song that Sister Pizza and her daughter sing. For God's glory, so thank God for this. So now Brother Eugene is going to praise God with the songs. Fratele Eugen și apoi fratele Răzvan cu o cântare, da? Fratele Eugen. Doamne să te binecuvânteze. Okay. Să deschizi microfonul, fratele Eugen. Am salut pe Domnul cu o cântare veche, scrisă de frații Groza. Și cântă în general sora noastră. Cântă sora Groza. Când soarele răsare dimineața. So the song is like when the sun rises in the morning. Când soarele răsare dimineața și raza lui iluminează îți mulțumesc, Iisus, de viața ce-o trăiesc, prin harul binecuvântale, privera cu oi splendoare, diversul gemet de onoare, Iisuse, Domnul meu, te onorez și eu, mă închin înaintea ta cu mulțumire. Doamne, în tine mă cred, nu mă îndoiesc.
Ești adăpostul meu în noaptea Tu ești ferici, n-ai cântela. Deci ne pare foarte rău, ne cerim iertare. Deci am văzut și la prima cântare care a cântat-o, fratele are probleme cu internetul. Și Domnul să-l binecuvânteze. Deci, dacă mai crezi că poți, dacă nu, deci poate altă dată, că vedem că ai probleme cu internetul. Deci nu se aude, fratele Eugen. O căzut conexiunea. Deci încercăm să vedem dacă poate să poți, ți-a revenit internetul. Și încercăm să cânți atunci, dacă merge bine, cânți până la capăt și dacă el nu merge, merge mai departe. Lăsați-l pe fratele următor și după aceea eu voi reveni din nou. Bine, bine. Sau fratele Răzvan, să vedem dacă cumva revine internetul fratelui Eugen, ne pare rău, dar asta este situația, nu avem noi control asupra internetului. Ok, Doamne, când privesc eu lumea ce ai creat-o prin a tău cuvânt, ființele ce împodobesc natura cu glasul tău, atunci îți cânt mare stăpânitor, ce mare e. Ce mare e, atunci scând, mare stăpânitor, ce mare e, ce mare e, privirea când eu las și văd minunea mulțimea astrelor ce alerg pe cer, zăresc cu soarea mare cu perință și le-ai condus pe binecuvântă. Atunci îți cânt, mare stăpânitor, ce mare e, ce mare e. Atunci îți cânt, mare stăpânitor, ce mare e, ce mare e. Cântarea e mai lungă, dar m-am rezumat la două strofe, că nu le știu toate. Slavă Domnului Iisus Hristos, Domnul să-L binecuvânteze pe fratele Răzvan. Deci cântarea, the song was How Great You Are, How Great You Are. So yes, our Lord is a great God, praise God. So fratele Eugen mai încearcă, deci și dacă la primul verset văd că nu merge, deci atunci o să continuăm și cu altcineva, cu sora Sanda, o cântare și apoi vom încheia cu o rugăciune, cu ajutorul Domnului. Cei care ați intrat mai târziu, o să luați în reluare sau ascultați cuvântul lui Dumnezeu care a fost vestit prin fratele Ra și Domnul să vă binecuvânteze. După ce vom ieși, atunci veți putea să vedeți în reluare și Domnul să vă binecuvânteze. So for those that are speaking English and after we get off live, then you have the chance to watch it again and you can hear the word of God that was shared by Pastor Raj, and may God bless you all. Ok, so fratele Eugen, cântare, încearcă din nou și nădăjduind aceasta. Încearcă. Să lua pe Domnul cu cântarea, pocăiește-te omule. Ok, so get close to God, man. That would be the message. Meditează la viața ta, astăzi tu, omule.
Scoală-te din păcat, cercetează-ți viața ta. Cine ești, ce dorești, cum trăiești, fără de Dumnezeu? Nu te pierde așa de ușor, încrede-te în El. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți sferi sufletul. Ridică-ți privirea sus, stai de vorbă cu Iisus. Pocăiește-te, omule, până încă nu-i zi, până încă mai e har, și totul le primești în dar. După moarte va fi prea târziu și vei regreta. Vin la Iisus acum să-ți dea El mântuirea Lui. Meditează la viața ta, astăzi tu, omule. Euul tău, omule, frânge-ți-l, pocăiește-te. Nu amâna, că nu-i timp de pierdut, tu nu știi cât trăiești. Vin la Iisus acum ca să fii mântuit pe veci. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Ridică-ți privirea sus, stai de vorbă cu Iisus. Pocăiește-te, omule, până încă nu-i târziu, până încă mai e har, și totul le primești în dar. După moarte va fi prea târziu și vei regreta. Vin la Iisus acum să-ți dea El mântuirea Lui. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Ridică-ți privirea sus, stai de vorbă cu Iisus. Pocăiește-te, omule, până încă nu-i târziu, până încă mai e har, și totul le primești în dar. Amin. Slăviți să fie, Doamnă! Este o cântare foarte frumoasă și tot a fost frumos un pic internetul, deci nu a fost la nivelul cum trebuia, de cele mertare, dar nici nu avem, pentru că de cele mertare nu avem noi controlul, știm că este un împotrivitor și atunci și internetul acesta are o anumită capacitate și Domnul să ne binecuvânteze și mulțumim Domnului. So the message of this song was about confess your sin, oh man, who you are, confess your sin, come to Him.
while there's still grace, come to him. Why do you want to perish when everything, the grace he gave to us for free, his grace, his kindness and mercy, it's upon us. While it's still time, just we come with confession, confess our sins in front of the Lord, and he's ready to receive us. That was the message of the song, so praise God. Să fie Domnul, ajutorul Domnului, sora Sanda, încă o cântare și apoi vom încheia cu rugăciune și live-ul și vom mai rămâne noi împărtășim împreună și Domnul să ne binecuvânteze, deci nu live. Okay? Amin. Voi cânta o cântare spre slava Domnului, care este tot de la Duhul Sfânt. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Aleluia. It's another song that she received through the Holy Spirit. The Lord liveth, for he is my rock. Hallelujah. Doamne, tu mi-e stâncă și adăpost mereu, tu mi-a prins lumina în sufletul meu, tu mi-a răși calea spre desăvârșire, tu ai pus în mine a ta neprihănire. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Doamne, Tu mă învață din cuvântul Tău și cum să păzesc doar legea Ta mereu. Fă-mă ca să fug de necredincioșie și îndurarea ta să fie peste mine. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Dă-mi înțelepciune ca să te înțeleg, temere de tine, la tine să alerg. Inima să-mi fie neîmpărțit aș vrea, veșnic mângâiată de dragostea ta. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Noaptea mi-aduc aminte de numele Tău și atunci strig la Tine, Dumnezeul meu. Tu-mi răspunzi de-ndată în bunătatea Ta și mă mângâi, Doamne, căci e stânca mea. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Când eu strig la tine și nădăjduiesc că făgăduințele tale se împlinesc, întărește-mi pașii în cuvântul Tău și mă ține aproape, Dumnezeul meu. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Și atunci când credința mi-a fost încercată, m-ai înviorat cu dreapta-ți judecată, în cuvântul Tău și doar în legea Ta. Îmi găsesc eu, Doamne, desfătarea mea. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Doamne, eu te laud și noapte și zi, ajută-mă legea ta s-o pot păzi. Mâna ta să-mi fie veșnic ajutor,
Căci numai Tu, Doamne, ești biruitor, trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Poruncile Tale sunt înaintea mea, sufletul meu ține învățătura Ta. Să-mi trăiască sufletul-mi ca să Te cânt, căci Tu îmi e stâncă și adăpost oricând. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Trăiască Domnul, toți! Și binecuvântată să fie stânca mea. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Glorie Domnului! Amin, amin! E minunat ar fi să putem cânta toți pe internet, dar nu merge diferența, deci vocea sau cu mâini, deci dacă am cântat și ne-am uitat la buzele unui celălalt, pe internet nu merge, unul într-o parte și unul în alta, niciodată nu merge. Să de aia, deci nu putem să cântăm împreună toți o cântare. Deci este diferența, deci probabil distanța de la unul la alții și sunetul, deci are o numită distanță. Măcar să audă, să audă cei care sunt conectați. Deci ei, da, pot să cânte și ei. Ei pot să cânte, că noi nu îi auzim. Dar noi dacă cântăm, nu ne mai aude ei nimic. Domnul să ne binecuvânteze. Deci mulțumim Domnului pentru ajutorul care ne l-a acordat și în această zi, cu ajutorul Domnului. Mulțumim Domnului pentru frații și surorile care au slujit. Și noi acum o să ne apropiem de încheiere, ieșim de pe live. Mai sunt frați cu noi și surori care sunt cu noi, dar nu au pus camera și de ce nu se văd numai cei care au camera. Vreau să mai rămânem noi la părtășie un pic, la rugăciune și Domnul să ne binecuvânteze. So praise God and thank God for the fellowship today. God gave us the opportunity so we could hear lots of songs, awesome songs and poems. And through all these things, we brought only the glory and honor to our Lord Jesus Christ. So praise God for all these things. And now we're gonna close with a prayer. So Sister Pizza, Sora Pizza, dacă poți să încheiem cu o rugăciune și apoi voi încheia un pic în engleză cu rugăciune și vom ieși de pe live și vom continua mai departe noi. Amin, amin. Da. Okay. Slăvit să fie Domnul. Să nu uiți sora Sanda, să-mi trimiți cântarea. Amin. Tată, Fiul și Duhul Sfânt, ne-am cuvinte, Domnul meu, ca să-ți mulțumesc. Și vin cu mulțumire pentru cuvântul Tău, pentru tot ce ai făcut în seara aceasta cu noi. Îți mulțumim, toată gloria, toată gloria ție să merite, Domnul meu, împăratul meu. Și te rog, Tată, am o rugăminte, Domnul meu, împăratul meu. Acum la închidere, Iisuse, te rog să rămâi cu fiecare în parte. Amin. Te rog din nou să lași autoritatea Ta, să lași protecția Ta peste noi, peste fiecare în parte. Și binecuvintează pe toți, Doamne, care Tu ai vorbit prin gura lor. Și prin toți care Te-au laudat în seara aceasta, Doamne, lasă puterea Ta și binecuvintează în continuare. Și pe toți care au ascultat în seara aceasta, Doamne, frații de pe live, și toți, Iisuse, Tatăl cel care voi mai intra, Doamne, și ascultă cuvântul Tău, cercetează-le în continuare, aleluia, Osana. Spală-le, Iisuse, Tatăl cel, prin cuvântul Tău, prin cântările Tale, Doamne, să vină la Tine. Dar eu îți mulțumesc, n-am cuvinte, pentru cuvântul Tău frumos din seara aceasta, pentru cântările Tale, Doamne, care Tu ne-ai vorbit prin cântări și prin cuvântul Tău. Yes. Eu îți mulțumesc, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, rămâi cu noi în continuare și cu toți frații noștri, Doamne, care au stat înaintea puterii Tale. În numele Tău m-am rugat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Hallelujah. I praise You, mighty name, Jesus.
I glorify you, mighty name, Father. I praise you, Holy Spirit, because you are with us and you blessed us today to have a fellowship together, Lord. We came alive, Lord, today, not because we wanted to show up, but we came because you want to catch the souls of many that are still lingering on this world and they are ensnared by the devil, Lord. And I pray that you walk through the power of the Holy Spirit, the message of Pastor Raj and the messages of the songs and poems who touch many souls, Lord. And I pray that you bring them, snatch them out of fire and the claws of the devil and bring them in your kingdom. This is our desire, Lord, to glorify your mighty name, to worship you. And we praise your mighty name. Hallelujah. Please bless each and every brother and sister that were with us from the beginning, watching us, Lord, and those that were just speaking only English, and it was very hard to wait and understand the words that were sung in another language, in Romanian language. And I please bless them, Lord, and work that the power of the Holy Spirit to touch their hearts and souls, Lord, so they could receive the food that they needed for their spiritual life. We praise your mighty name and allow the blessing from heaven to come upon each and every one of us as we finish our life today. Yes. Glory ție, Doamne Iisus, să slăbim și binecuvântăm numele Tău, Doamne. Îți mulțumim pentru timpul care ne l-ai dăruit, Doamne. Decizia noastră să vedem life este, Doamne, nu de a ne arăta talentele, Doamne, ci de a slăvi numele Tău, Doamne, și dorința este ca cuvântul Tău să pătrundă la inimile care nu te cunosc încă pe Tine, Doamne. Ai suflete în lumea aceasta, Doamne, care au căzut de la credință, Doamne, și-au pierdut răbdarea, și-au pierdut nădejdea, Doamne Iisuse, și-au pierdut lupta în câmpul bătăliei. Te rog pe Tine, Doamne, Tu să faci ca mesajul Duhului Tău cel Sfânt să atingă inimile lor, Doamne, și întoarce-i Tu la dragostea Ta, Doamne Iisuse. Atinge Tu suflete care nu Te cunosc încă pe Tine și nici nu știi ce înseamnă pocăința, Doamne. Te rugăm frumos, o Doamne, prin tot ce facem, Doamne, să aducem Ție glorie, cinste și onoare și vrem să ducem mai departe, Doamne, vestea bună a Evangheliei, că ești singurul care restaurezi viețile, ești singurul care ierți din păcate, Doamne Iisuse, și smulgi pe oameni din păcate și aduci cui pe stânca care ești Tu, Doamne. Te slăvim și Te onorăm, o Doamne Iisuse, binecuvântăm numele Tău. Și Te rugăm să rămâi cu noi mai departe, Doamne, rămâi în viețile noastre, rămâi în familiile noastre, rămâi, Doamne, fiecare dintre noi și ajută-ne, Doamne, ca în toate să putem să Te slăvim pe Tine, să Te onorăm și să Te binecuvântăm. Pentru toate îți mulțumim, Doamne, și Te binecuvântăm până în veci. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze cei care ați adus cere de rugăciune, deci nu ne-am rugat, nu s-a rugat fratele, n-a rămas cu noi până la sfârșit să se roage pentru cauze, dar aveți posibilitatea să intrați luni dimineața la ora 8 ora României, vom fi în grupul Inaș cu un grup de lucrători care se vom ruga și ne vom ruga pentru fiecare cauză în parte. Vom citi și unul dintre lucrători se va ruga pentru fiecare cauză în parte și de asemenea avem și joi dimineața în tot pe pagina aceasta unde am intrat tot rugăciune individuală și Domnul să vă binecuvânteze. So those that you brought the prayer requests and that there is nobody to pray for you, this was just a fellowship. You are welcome to come again Monday morning. Depends on the country where you live, but it's going to be Monday morning, UK time, at 6 o'clock a.m. UK time. If you live in the United States and Canada, it's going to be 10 p.m. Sunday evening, Pacific time, and midnight, exactly where I live, in Central U.S. time, and may God bless you all. And we have a group of prayer warriors that we will gonna watch go live, and whatever the person is going to write the prayer request, one of the prayer warriors will pray for you personally, and may God bless you all. And here we'll conclude our message. O slăviți să fie Domnul, Domnul să ne binecuvânteze și ne vom întâlni dățile viitoare. Care doriți ceva, căutați-mă în privat, trimiteți mesaje în privat și la limita posibilităților vă căutați să vă răspund. Mult har și pace și Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Ok, sau cu ajutorul Domnului am încheiat și live-ul. Slavă Domnului Iisus Hristos!